Ori au început să vină cadourile de Crăciun? Și să ne punem decorațiunile pentru iarnă. Ce, tate, avem o problemă. Am nevoie și de clavește. Dar dacă va trebui să facem o bălăceală, se rezolvă. Tati vrea să scoată apă din piscină? Așa mi-a spus și mie. El ce, glumește? Nu știu dacă glumește sau nu, doar văd că se plimbă pe în jurul piscinei. Dar să vă arătăm ce a apărut în familia Emilii. Ceva nou. 3, 2, 1. Faci temele? Da. Salut! Salut! Cum ești? Bine. Mai avem 2 zile și e mini-vacanța. Da. Și la farmacie, când am cumpărat, mi-a dat un steag. Wow, ce frumos! La farmacie, așa? Hai! De România! La mulți ani! Nicolet! Ori au început să vină cadourile de Crăciun? Da, dragoste de dimineață! Imediat! Mergem la plimbare? Au! Frumoasă! Frumoasă! Ce, tate, avem o problemă! Extrem de dificil! E foarte greu capacul pentru piscină. Fie ne chinuim să-l punem, fie renunțăm la apa din piscină. Pe timp rece. Ia să încerc. Vom scoate această bucată de gard, pentru că pe aici vom introduce copertina și vom încerca să o cărăm, să o târâim încolo. Să vedem cum e apa în piscină. Rece! Nici nu pot să țin mâna în apă. Scările le-am scos. Aici erau scările. Și încă una aici, pentru ca să nu ne încurce să punem copertina deasupra. Ce, tati, ți-a reușit? Una și încă una. Hai, tati, scoate gardul! Aici avem plutele cu inelușele pe care trebuie să le unim între ele. Cam așa. Și să le punem deasupra apei, iar peste ele punem capacul, copertina, ca să nu se ducă la fund. Așa. Este... aici. Să încercăm să creăm copertina în față. Salut! Salut, Ionuț! Bună dimineața! Acum luăm micul dejun, iar Matei mănâncă paste cu lapte. Chiar acum ne apucăm să facem curățenie prin casă și să ne punem decorațiunile pentru iarnă. Acum aspiratorul strânge și noi trebuie să strângem praful și să facem curățenie. Ca să nu murim, dar mai important să nu înghețăm, îmbrăcăm bărușele. Hai că-mi iau și eu. Iar acum ne gândim cum să legăm și ce să legăm fructele. De gardul acesta, adică de stâlp mai de fapt. De plână ăsta și de cuie. Nu, de gard. Eu voi căra prutele, câte 2, câte 3, iar tatele asamblează acolo. Ce vrei să faci? Mami, ca și cowboy, ok? Îți arunc ție sfoara? Și eu o prind aici. Hai, aruncă sfoara! Wow, ce senin avem! Parțial. Hai! Opa, am prins-o! Să începem cu baia! Rând pe rând. Stăm. Hai că mai avem nevoie de bucăți de plute. Așa. Ai legat-o? Yes. S-au desprins plutele noastre pe mijlocul piscinei. Și mai facem o încercare. Hai, tati! Am prins-o! Trag. După ce facem curățenie, mă apuc iar acum să fac și temele. Legăm de gărduțul nostru.
Dar știi, mă gândesc să nu fie prea strâns, să nu se rupă cârligelele din care țină aceste plute. Și acum facem a doua coloană de plute, care o punem aici. De fapt, mai trebuia la început să măsurăm, să vedem câte plute avem și după aceea să facem chestia asta, dar din criză de timp. Păi tot ce aruncața! Prinde! Hai, mami, iau! Scuze, mai râncăm o dată. Aici deja am pus mai multe plute. Ce, mami? Mi-am murdărit de haca, tu e. Și, hai, câte una, câte una. Da, nu știu cele care sunt de fapt. Și iarăși pluta noastră s-a desprins. Hai că ne-a reușit. Este. Mami, totul arată impecabil și frumos. Dar să ne fie cu ce punem cu pierțina? Vreau una din ele să se desprindă. Da. Se duce la fund. Nu la fund, mami. Ce va trebui să scoatem totul din nou? Și să reparăm greșeala. Hai, tati, a treia! Eu trag. Trag, trag, trag. Hai, vin, 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 vin. De data aceasta n-am dat-o în bară. Doar că trebuie să scoatem una. S-a terminat. Funia, frânghia din gospodărie, din dotarea noastră. Și acum să căutăm prin casă. Ta-da, este! S-au terminat cârligile noastre care țin plutele și tati a inventat ceva. Punem colier din plastic. Iată așa! Și Mihail a ieșit afară. Vrem piscină? Bălăceală? Hai la tate. Mergem la tate să vedem ce face el acolo. Partea cea mai ușoară am făcut-o, am pus plutele, sunt fixate aici, tati a pus și plasticul ăsta alb, colierile. Acum urmează să aducem copertină. Am suplimentat pe lângă cărlige și coliere, ca să nu pățim cumva sub copertină să se desfacă și... Tati, dar eu mă uit la plutele astea și mi-am amintesc de când mergeam pe lac. Și... Pescării, da? Da, 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 pe strămărim ceva, pescării. Și acum tragem capacul peste piscină. În sfârșit, cu chiu cu vai, am pus copertina. A fost mai simplu decât am crezut noi. Da, dar că am avut doar și ajutor. Am avut ajutor și n-am putut filma. Nu am putut filma pentru că toate mâinile erau ocupate. E bine. Pusă. Tati, și cum o fixăm ca să nu... Deci, mami, ca să nu se rupați, când o punem coață de aici, da. Ca să nu se rupă, îi punem așa, scândră. Ca să mudia. Da. Uite și aici. Și legăm de aici. De gard. Să tragă unul poate. Fiecare are atribuțiile sale la decorarea casei. Iar voi să recunoașteți foarte bine din challenge-ul nostru de pe familia Mielimi. Iată și piscina acoperită. Salut! Acum trebuie să plecăm la magazin să vedem ce trebuie să ne mai luăm. Dar cine acolo stă așa și așteaptă? Matei. Matei Panda. Și acolo? Mircea. Hai. Bună seara, noi plecăm la magazin, dar să vă arătăm ce a apărut în familia Mielimi. Ceva nou. 3, 2, 1. Și... Dar mai multe detalii? Le vezi? Afară la noi? În vlog la noi? Și după ce am venit de la școală, vreau să mănânc o ciocolată. Te-am prins! Te-am dezinstalat, pentru că nu te-am văzut ceva. Unii ardeau color, altele erau monocolore. Și noi monocolore avem nevoie în altă parte. Wow, ciocolată de care îmi place mie! Ce faci, Matei? Fac o răciune. Matei, hai la mâncare, să mănânci frișcă. Eu mănânc și ce cu ceai. Hai, mănâncă să te vedem. Poftă bună. Schimb de luminițe. Stai, tati, că a căzut un beculeț. Uite-l aici. Eu vreau ciocolată. Îți dau doar după ce mănânci. Ai mâncat? Da. Atunci să mâncăm. Adică tu să mănânci. Ia să întrebăm pe Matei câte ciocolate am eu aici. 3,
pentru că Matei mi-a spus câte ciocolate am aici, a primit o ciocolată. Dacă mai vrea încă una, trebuie să răspundă la altă întrebare. După multe lacrimi și durere în suflet pentru întreaga familie Milimi, căci am închis sezonul piscinilor din curtea noastră, am zis să mai ieșim un pic și noi, să mai vedem lume. Și lumea să ne mai vadă pe noi. De fapt, noi doar copertina i-am pus-o. Piscina e plină cu apă. Doar dacă va trebui să facem o bălăceală, se rezolvă. Și cel mai important să fie pânită sauna. E altfel, nu mă bag nicăieri. Și pentru că asta este 30 noiembrie, ziua Sfântului Andrei, pe stil nou, îi felicităm pe toți cei care poartă numele de Andrei, Adrian, Adriana, Andreea și multe alte derivate. Felicitări pentru cei care au hramul satului sau orașului. Și la mulți ani, Mihaela Andreea! Și apropo, la mulți ani, România! Felicitări tuturor! Mircea are dreptate, pentru că acest vlog va ieși mâine pe 1 decembrie. La mulți ani, românilor! Astăzi pe 1 decembrie, la mulți ani! Uite că aici bradul ieși cu globuri calbine, aurii, ca și albastre. Dar nu are beteală, nu are mergere, nu are nici floricel, mai nimic. Am văzut ceva sus acolo. Ce ai văzut sus acolo? Acolo ceva bani. Ce mare este! Matei, să-l mâncăm? Nu, că știi de eșelul. Wow, ce bunătăți aici! Am văzut cerbul. Uite ce e drept, cu ciune frumoasă. Ce e aici? Un brăduț și un culeț. Uite, Matei, că am ajuns la dumneavoastră tău. Hei. Doar că nu-i cu heliu, ci gonflabil. Uite, mamici, am luat-o aici, pentru noi. Și copiii vor lua câte un produs. Asta e de mare carne? Da, poftă bună. Ce-ați găsit, băieți? Un oraș mic? Da. O biserică. Este aceasta. Aici. Corect. De fapt, este Ștefan Dom. Ce ai găsit, Matei? Căluții. Vă încălziți? Ați văzut cât groaz. La fiecare toare. Da, așa mult. Prima dată, pe toate etaje. Doar îmbrăcăminte. Scrisorile pentru Moș Crăciun! Deja au plecat la Polul Nord! Super, am reușit! Iată ce fac schimbările climaterice! Moșulică și-a schimbat lucrul! Am nevoie și de clădește! Și după cum spuneam, astăzi este Sfântul Andrei și am întâlnit aici pe... Andreea și Andrei! La mulți ani! La mulți ani fericiți, aveți! Mulțumim! Mai avem polul aproape, până la Crăciun. Da, dar noi e vacanță, zice pe oameni, care ne întâlnim. La mulți ani! Ce, Matei, ce e acolo? Moș Crăciun? Salut! La mulți ani de Sfântul Andrei! La mulți ani! Și tocmai acum seara ne-am întâlnit cu reprezentantul canalului de YouTube din Cluj, Bogdi Channel! Salut, Bogdane! Faci o treabă bună! Da, și știi foarte, foarte multe cărți, m-am citit. Da, știu noi recenziile tale, ești foarte tare! Mircea, asta este pentru tine! Mulțumim! Ce-i asta? Merry Christmas! O turtă dulce! Stai că tu l-ai nimerit pe Mircea, este amator de dulce! Mulțumim! Crăciun fericit și vouă! Ține, Mircea! Iată, așa încheiem noi vlogul de astăzi! La mulți ani pentru toți Andrei și... Andreele! Ne vedem într-un vlog următor! Pa, pa! Și a sfârșit seara, mâncăm, ne dorim și mâine dimineață cu noi forțe, noi chiar îndurgim vloguri!